Vă e frică de noua echipă care o pregătește Pițurcă? Cu milionarii care vin? Care? Echipa care, nu știu nicio, milionarii aia care vin, care zice domnul Pițurcă, că sunt mulți oameni, o să vină milionari mulți. Păcoie. Ce vă stare să comentăm acum niște lucruri care nu sunt de comentat? Nu? Da? Păi da, eu acum și cât adică o să ia pe 5%, pe 4%? Să ia și el 4% acțiuni. Cât o să aibă el la sută acțiuni? Păi, dar spunea că, domne, că nu știu ce, că n-au votat. Păi da, a votat el cu toți ăia, adunarea generală. A, da, că a zis că n-au votat generalii. Păi n-au votat generalii? Păi au semnat generalii, nu trebuia să voteze. Au semnat că să se transforme în societate pe acțiuni, să dea de bani, să dea acțiuni în adunarea generală și în Consiliul de Administrație, care le făceam cu Păunescu și Bădălan și Zisu și Pigui toți, semnează acolo că sunt de acord să primească împrumutul de la Becali și pentru bani să se dă jucători în plată și când se facă și toate acțiuni de acțiuni. Aia nu este, nu e hotărâre semnată. Ei n-au mai votat că n-au mai venit. Dar ei au semnat asta. Și plus de asta n-au votat ei, dar el n-a votat. El a venit de la Forban cu 6 persoane să voteze. A lăsat echipa acolo și a venit și a votat. El, Pițurcă. Da, și a votat pentru Gigi. Păi a votat ca să facă societatea, ca să dea acțiuni de 9 milioane. Păi, eu și pentru ce dădeam banii? Dădeam cadou lor? Uh-huh. Nu? Bine, n-ar rost să discutăm astea, că eu, uite, eu spun un lucru, nu o spun cu nimica, cu răutate și cu nimica, să nu se înțeleagă. Dar îți dau cuvântul meu de onoare, și o spun chiar cu prietenie, nu vreau să te interpreteze și că nu vreau să mă cert acum cu nimeni și mai ales cu Pițurcă, că nu-i frumos să te cerți cu un om care a fost prieten. Bă, singurul om în viața mea pe care l-am cunoscut, un singur om nu-l înțeleg. Că i-am înțeles, păi m-am mai certat cu ăla, m-am mai certat cu unul, a mai vorbit unul de mine, a mai fost împotriva mea, tu m-am certat cu tine, ăla m-am certat cu el. Bă, da, Pițurcă e singurul om care nu-l pot să-l înțeleg. Că nu i-am făcut numai bine toată viața mea, niciodată niciun rău. Adică ultima dată, penultima, eram la pușcărie și mi-a zis, bă, Gigi, te rog eu, lasă-mă pe Sucala și pe Sân Mărtean cu 500.000, fă-o pentru mine. Bine, mă, Piții, cum zici tu. Păi, dar nu dă bani, lasă-mă că-ți dă cu dare, răspund eu. El a răspuns, dar eu i-am luat de la tas bani. Că nu dădeau bani, în milion, după 2-3 ani. Pe urmă zice, băi, era bolnav de COVID. Am trimis asistenta să-i facă niște preparate care le făcea la mine la clinică perfuzii ca să... Și zicea și el, ce bă, dar ce băia bun, Gigi, ăsta îi spunea lui Borcea. Bă, n-a ținut niciodată. Și după care, adică, nu înțeleg, adică un om să-ți facă numai bine. Să ai casă pe un teren care costă și acum 1,5 milioane, cadou dat. De mine, cadou, 1,5 milioane, cadou, teren. Că ai casă, stai, intri în curtea aia. Când pui piciorul în curtea aia, cadou de la Gigi. Și să-ți facă omul numai bine. Mă, și după aia tu numai rău împotriva lui, nu înțeleg, asta nu înțeleg. Adică e și chestiune de rușine, adică bă, trebuie să-ți, chiar dacă ai ceva împotriva lui, trebuie să-ți fie totuși puțin rușine. Bă, omul ăsta mi-a făcut numai bine. Cum să mă gândesc numai la rău? Nu că mi-e teamă mie, că ce zice el alea, că face, nu poate să, sau să facă. Și dacă face, ce? Ce să facă? Care milionari? Bă, Horia, dacă era de milioane așa, venea la Dinamo echipă și făcea, lua la Dinamo milionari. Că și mie Dinamo e brand. Nu? Da. Și fără probleme. Pe acolo oricare vine... trebuie să plătească 3.600.000 pe marcă. Să vedem dacă o să o mai aibă până vin ei. Că poate le-o anulez eu. S-ar putea cât de curând să vezi că ei nu pot folosi steaua ei. CSA, steaua se va numi CSA. Steaua n-ai voie să folosești la fotbal. Uh-huh. Înțelegi? Da. Da, am înțeles. Nu înțeleg. Nu, e singur om pe care nu-l înțeleg. Adică un om care a făcut numai și numai bine... Niciodată n-am vorbit urât de el,
Nu mai bine am făcut când am putut să-i fac. Și nu mai rău. Nu, asta chiar că nu înțeleg. După aia să spui că nu e Steaua. Păi bă, ai luat 500 de mii de euro pe 4%. Păi unde făcea 500 de mii, 400, 500 de mii? Păi ce ai luat atunci? Dă-mi bani înapoi 500 de mii. Aha, dacă nu-i Steaua, să vă dea bani înapoi, nu? Păi să-mi dea bani înapoi 500 de mii dacă nu-i Steaua. Nu? Nu, n-are rol, nici nu vrea, că nu vreau să mă cer cu el. Nu, adică, dar nu înțeleg, bă, cum să-ți facă un om numai bine și tu numai rău. Cum să faci așa ceva? Doamne ferește, bă. Nu înțeleg asta. La tot timpul l-am lăudat, am vorbit numai bine de el, că adevărul că așa e, ca antrenor, este specialist ca antrenor. Adică la echipa națională numai el putea să facă și îl știu, adică cum a antrenat, știu, adică are o bună, da. e foarte specialist în a lucra cu oamenii. Mm-hmm. E deștept, îi merge mintea și știe să lucreze cu oamenii psihologic. Am înțeles. Da. Doar eu zic numai bine de el, el numai împotriva mea. Eu numai bine, el numai împotriva mea. Până se supără odată Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să rănești dragostea unui om, a unui prieten. Și când rănești dragostea unui prieten, apoi se supără Dumnezeu. Că s-a mai întâmplat așa și cu alții. Așa? Care am ținut la ei și după aia i-au rănit dragostea. Da. N-are rost acum să vorbim. Corect. De că nu vreau nici măcar, că după aia cine știe, ia cineva de la tine de misiune și dă un titlu care nici nu l-am zis eu, adică ceva din context. Am înțeles, înțeleg. Și se duce la el și zice, băi, uite, domne, ce a zis de tine, am înțeles. Și n-am nevoie, ci mi-e întrebi, mă cer cu Pițurcă, pentru ce mă cer? Lasă, zic că e rău. Da, să facă echipă, să aducă milionari. Să facă echipă, n-ai văzut, el zice rău, nu? Eu zic că e foarte mare antrenor, nu? Da. Și vezi, el zice de rău, eu zic de și bine. Și cred că de-abia aștepta să vină milionarie. Dar unde să fie, mă? Care să fie, mă? În primul rând, ca să vină milionarii, cum? Păi unde să vină? La ce să vină? Bă, Horia, CSA-ul aia, echipa aia, trebuie să vină unul care să bage 50 de milioane. Și de ce? Pentru că trebuie să dea 3.600.000 pe marcă. Bani. Da. Și mai spun și încă ceva. Nici nu poate, nu înțelegi că nu poate. Că trebuie scoată la licitație, ei nu pot. Ei trebuie să facă întâi asociație non-profit, cum a făcut cu mine tot generalii și ministrul apărării, să o dea la o asociație în care să fie el cu Tudorel cu tare asociat și după aia să voteze din nou, să o facă pe acțiuni. Yeah. Sau, din asociație non-profit, să dea banii membrii cotizanți. Dar cui îi convine ca membru asociat să dea cotizație 1 milion, 2 milioane, 3 milioane? Dacă el nu-i patron, nu-i proprietar, n-are acțiuni. Nimănui, normal. Păi vezi, să zicem că face. Deci, vine și o bagă în asociație și face membri asociați. Aia marca este proprietatea armatei. Aia niciodată nu va veni la asociație decât prin licitație publică și prin hotărâre de guvern. De ce crezi că nu poate să facă? Nu vezi că se încurcă? De ce nu poate să facă? Că n-au cum. Da. Da, e clar. Nu, lucrurile sunt clare, că le-ați mai explicat. Păi, dar n-au cum să facă, nu au, deci nu s-au încurcat ca pui în lână. Da, știi, da. Lună, când intră pui în lână, cum se știu, încurcă pui în lână? Dar știu că mi-ați mai zis, da, m-ați mai păi folosit. Dar n-au cum. Să facă Pițurcă, cum să facă? Păi, întâi să facă o asociație non-profit, el cu Tudorel Stoica, cu toți aia, cu Miu, cu toți așa, să facă o asociație non-profit. Și să transmită echipa care a cheltuit 10 milioane pe ea, să o transmită cu titlul gratuit la asociație. Că n-au cum altfel. N-au cum. Și când o transmită cu titlul gratuit, ea va venea. Bă, dar ce ai cheltuit, mă? Păi da, vine corpul de control și intră în altele. Și tot așa. Păi bun, dar de ce ai transmis-o? De ce ai făcut-o? Și de ce ai cheltuit banii dacă știai că oricum nu puteai să faci profesionist și trebuia să o dai iar gratis? Ai mai dat-o odată gratis. Ai avut experiența. Și acum o dai iar, nu? Bun, o dai iar, faci asociație. De acum să vedem cum o ție echipa. Că după aia trebuie să plătești chirie la stadion. Și când semnezi ordine de plată de milioane pe lună,
Păi după aia trebuie să cumperi jucători. Păi după aia trebuie... Fii atent! Trebuie să faci societate pacțiuni. Cât trebuie, domn Becali? Minim 50 de milioane cine vine acum? Să zicem că s-ar putea, să zicem. Până la urmă, cu toate, cum să spun, tot ce ați explicat. Unu, cine vine? Minim 50 de milioane sau nu, mai mult? Nu, nu. Prima dată acum trebuie să aibă unul 10 milioane. Așa. Să bagi. Da? Adică de ce? Ca să plătească 3 ani jumate, să zice cumpere jucători cu 10 milioane de descurcă. Așa. Înțelegi? Dar, după aia vine, trebuie să fie societate pe acțiuni. Trebuie să transforme iar societate pe acțiuni. Bun, deci cu totul cât ar fi, domn Becali, după părerea noastră? Păi dar nu, după aia trebuie să aibă PAN 3-4, după aia PAN trebuie să aibă 3.600.000 să plătească marca și încă 3-6 PAN. Trebuie să aibă 6 PAN. Numai că e o situație foarte nasoară, pentru că nu este Steaua, iar. Nu este Steaua. Doar are licențiată marca, dacă o licențiază. Dacă nu, nu este Steaua. Nu e, că nu are palmaresul. Palmaresul, da, a murit conform hotărârii judecătoresc în 98. Palmaresul a murit, nu mai există palmaresul. Da, fix ca fix ca pui un lână. Bă, în, deci curtea de apel a zis așa, până în 98 are palmaresul CSA-ul. Nu mai are calitate procesuală activă după 98, pentru că el a murit, nu mai poate să pretindă pretenții. Deci nu mai poate să-l dea palmaresul lui Pițurcă, că nu-l mai are. Dacă nu-l mai are... Da, e clar. E așa zice. Bine, da. E greșit. Dar așa zice judecătorul. Da, normal. Nu, e clar. Tare, că vedeam că nu știu ce, că Becali bun de plată. Păi bun de plată la ce, mă? Păi dacă mortul a murit, cum să ceară? Să învieze din groapă și să ceară? Despăgubit? Păi a murit. Da, și fii atent. Nu că a murit. A murit la asociație, n-a murit în Ploiești, a murit în București. Deci mormântul, de ce? Pentru că ea zice curtea de apel, în 98 l-a dat, l-a ținut până în 2098, până în 2003, l-a avut asociația. Deci asociația poate să ceară pretenții, care și aia a murit. Și dacă ar cere asociația aia pretenții, acolo o să vină membrii asociației din nou, care sunt majoritari ai mei, cum ar veni. Înțelegi? Am înțeles. Păi așa e treaba. Doamne, te doare capul, pe cuvântul meu. Păi da, e toată pipera asociată acolo. toți nepoții mei și toate rudele mele. Care aia s-a dizolvat. Să zicem, băi, a murit. Îl învie mortul. Chiar dacă îl înviesc pe mort, îl înviesc pe mortul asociației, nu pe mortul CSA-ului. Da, am înțeles, am priceput. E foarte clar cum e explicat. Deci e clar, trebuie unul cu 40-50 de milioane minim, dar oricum nu se poate. E clar că nu se poate. Legal... Băi, e complicat rău totul. Bă, Horia, ei au simțit miros de sânge, credeau ei. Adică ei acolo se duc toți și de ce? Ei mizează, ei visează că ia de la Becali 36 de milioane și că pe urmă trag toți de șuncă. M-ai înțeles? Da. Dar numai că ia 36, să zicem, prin absurd, dacă ar fi... Bine, aia nu ia niciodată în viața, că o desfințez, o bag în insolvență, o desfințez. Și nu ia. Dar dacă ar fi, să zicem, că ea nu ia echipa de fotbal, ia ce se ia un club. Bani publici, adică cum ar veni. Da. Deci nu mănâncă nimic din ce visează ei. Nu mănâncă nimic, așa că să nu mai se arunce la șuncă. Bine, domn Becali, mulțumim frumos. Hai, baftă! Mulțumim mult de tot, da.